Olimpici uniți de pasiunea pentru informatică din România au venit la Câmpul Lung, la Colegiul Național din Nicu Golescu, până la sfârșitul acestei luni, la tabăra de pregătire pentru competițiile naționale de informatică sub egida SEPI, asociația care își propune să promoveze învățământul informatic de performanță. Urarea de bun venit a fost realizată de profesor Octavian Dumitrașcu, de la CNDG, de asemenea un antrenor de campioni în informatică la nivel internațional și de directorul colegiului, profesor dr. Maria Magdalena Dorcioman, urmând și alte alocuțiuni din partea profesorilor coordonatori. Tabăra de pregătire a loterii restrânse de informatică, loterii naționale restrânse de informatică, bine ați venit în orașul Câmpul Lung, Mușcel, prima capitală a țării românești, și bine ați venit la Nicu Golescu, locul în care ne vom desfășura marea parte a activității din zilele acestea. Deci vă mulțumim din suflet că ne-ați ales pe noi să colaborați, să veniți în Câmpul Lung, să veniți aici unde aș spune că s-au pus bazele informatici în România și chiar nu sunt lăudoroasă când spun asta. Deci și noi avem un cuvânt foarte important de spus în ceea ce spune, ce înseamnă TIC, ce înseamnă informatică, ce înseamnă elevi olimpici în învățământul românesc. Domnul Marius Nicolin, coordonatorul lotului de informatică, să ne spună câte rațele. V-am de văzut, să știți că și eu sunt emoționat. M-am gândit înainte la câteva lucruri de care vreau să vi le spun. Sper că le cuprind cum se cuvine și așa. În primul rând vreau să mulțumesc gazdelor. Deja prin emoția care s-a produs până acum, simt că n-are cum să nu meargă treaba bine în continuare. Evident, mulțumesc în primul rând lui Tavi, pe care îl cunosc de foarte mult timp și care este și el un creator de olimpici aici în Câmpul Lung, așa cum spunea și doamna director. Și așa, tuturor care v-ați alăturat acestui proiect, primăriei, inspectoratului și, bineînțeles, colegiului din Nicu. Mulțumim foarte mult și, bineînțeles, că ne dorim foarte mult ca mereu, măcar un an sau doi, fiecare dintre voi să fie profesor pentru ceilalți, ca să putem să păstrăm în continuare acest spirit deosebit. Și următorul lucru de care vreau să vorbesc și e legat cumva de ce spuneam acum, este spiritul de echipă. Invitat special și membru în echipa de organizatori a taberei de informatică, un tânăr cu rezultate remarcabile la nivel național și internațional, absolvent de CNDG, Bogdan Sitaru, ne-a spus într-un interviu. Bună ziua, ne aflăm astăzi la liceul din Nicolescu. Eu sunt Bogdan Sitaru și absolvent al liceului, acum 4 ani. Și mă întorc astăzi în calitate de membru al Comisiei Științifice pentru Lotul Național de Informatică Restrâns, unde vom pregăti elevii anul acesta pentru competițiile internaționale. Este o tabără de pregătire atipică, deoarece anul acesta doar sunt evenimente de pregătire, cursuri și concursuri de pregătire în acest loc, în loc de concursuri de selectare, care... deoarece elevii au fost deja selectați în luna mai la Slatina. Bun. Și câteva cuvinte despre locul în care tu studiezi acum. Eu am terminat în vara acum la Universitatea din Oxford și o să rămân la muncă în Londra pentru o perioadă nedeterminată de timp. Și un mesaj pe care l-ai adresa tinerilor care ar putea să-ți urmeze traseul universitar. În primul rând să fie pasionați de ce fac și să nu se dea bătuți indiferent ce vor să facă. Le dorim mult succes tuturor participanților în perioada de pregătire desfășurată la Câmpul Lung Mușcel și la competițiile internaționale de informatică.